Se simte la Drăgușin că nu joacă? S-a simțit aseară? Mi s-a părut la fel ieșit puțin din ritm. Da, și mie am văzut puțin Stingher. Se vede că nu are jocuri în picioare, nu are ritm. Să vedem. În față de ce juca el înainte și cum ce ritm avea, să vedem. Da. Mai ales că, bine, a dat și de o echipă care a crescut ritmul mult și probabil a accentuat lipsa lui de jocuri. Și asta e, n-ai... Probabil dacă era un ritm mai scăzut din partea adversarilor, nu s-ar fi văzut. Dar așa... Da, mi s-a părut unul dintre jocurile modeste ale lui Drăgușin ieri la echipa națională. Da, n-a fost în formă, singur, spuneam, probabil că lipsa de jocuri la echipa de club se vede. Ideea e că nu să ajungem la Euro și avem nevoie ca băieții să înceapă să joace puțin, că altfel o să ne aștepte cam aceeași vigilie și acolo. Da, crezi că, adică, dacă se pune pe picioare Chiriche și ar începe să devină o soluție pentru Euro? Nu cred. Nu cred, nu mai are timp. Nu mai e timp, nu? Nu mai. Da. Drăgușin, adică scurt așa, ca o caracterizare, cum vi s-a părut prestația lui Drăgușin? Modestă, este un jucător care mai are mult de lucrat în ceea ce înseamnă mobilitate, dacă vrei, dublaj, da. Și un alt lucru, viteză de reacție, pentru că la apărător viteza de reacție este deosebită. La fel cum cred eu, este cam exagerat, sau au fost exagerate calitățile care i s-au atribuit, mai are de lucrat la aceste 3-4 lucruri care sunt esențiale pentru un apărător central, mai ales dacă evoluează într-un campionat cum el nu evoluează în ceva. Am înțeles. Florin, ție cum ți s-a părut naționala? Cum ți s-a părut apărarea? Că tu ești acolo expert, ca să zic așa. Dar nu vreau să fim diplomați. Nu, da? Diplomat. Nu ne e jenă de... Cum îi zice? N-avem grijă de Vokin, da? Da. Da, că e aici, da? Bine, n-a dormit. Ai vorbit și tu de Drăgușin. Cum ți s-a părut? Dar nici Burcă n-a fost. Nu, Burcă mi s-a... Știi cum mi s-a părut azi Burcă, aseară Burcă cu jucătorii ăștia tehnici? Pentru prima oară mi s-a părut 100% rudimentar Burcă. A fost primul meci în care, cum să spun, finețea gleznei columbienilor l-au transformat pe Burcă într-un jucător oarecare, Burcă fiind un gladiator. El este un gladiator, Burcă. Numai că mi s-a părut că gladiatorul a fost gol. A intrat în arenă fără nimic pe el. Așa mi s-a părut aseară. Vis-a-vis de tot ce a discutat și de ritm și de, mă rog, anumiți jucători, aici intervine și adversarul. Că până la urmă, chiar mă gândeam la numărul 9, la Cordoba. Am zis, bă, ce atacant am întâlnit la un moment dat, un tip de genul ăsta, în care chiar și doi fundași centrali, cumva, noi considerăm că sunt puternici și chiar sunt puternici, venea nouarul ăsta și la faza golului 2 cu Drăgușin a intervenit, a blocat, a avut și o fază cu Burcă la fel, a vrut să iasă la intercepție și l-a blocat foarte bine. Adică au întâlnit și un atacant, chiar dacă nu e un nume atât de mare, joacă, mi se pare, în Rusia, care le-a pus probleme. Jucător, da, e un fotbalist bun. Acum, Burcă, teoretic, are ritm. Da. Drăgușin, hai să zicem că n-are ritm. S-a văzut la Drăgușin că n-are ritm? Eu nu pot zic că am văzut că n-are ritm. Eu cred că pur și simplu au avut un adversar dificil. Mai bun. Mai bun? Nu. Și au avut o seară mai slabă. Acum, iarăși se venim la ritmul de joc. Dacă pui 11 Usain Bolt într-o echipă și joc eu cu Adi Ilie și cu Dică și mai luăm 7 jucători retrași, îi pasăm și o să zicem că avem un ritm extraordinar. Pentru că ritmul e dat în special de calitatea pasei, calitatea preluării. Corect. Și e cea mai mare diferență, am mai vorbit în interviu, cea mai mare diferență pe care am simțit-o în momentul în care am ajuns în Premier League a fost asta. Eu, care mă consideram un jucător tehnic, am zis, bă, eu știu jocul. Am ajuns în Premier League, aveam mereu impresia că n-am suficient timp. Ți s-a părut că ești un pitic? Nu pitic, dar n-aveam la timp capitolul să gândesc. Ăsta, da, la capi... Nu, n-aveai timp să gândești? Da. Erai mereu presat. E rapid jocul. Și atunci, aici se face diferența între un fotbalist de top și unul care joacă, să zic, în Liga 1. Și e normal să existe o diferență de ritm între Columbia și România. Pentru că, ok, adevărul este că valoric suntem sub Columbia, sub Ucraina, sub Belgia. Și nu poți să compensezi diferența asta de valoare de 8 ori din 10. O compensezi de, nu știu, de 5 ori sau de 3 ori.
Nu, aseară, cum îl cheamă, care a marcat? Vârful, cum mi se pare? Cordova. Dar jucătorii Columbiei nu joacă la echipe foarte mari din Europa. Adică în afară de Diaz, care joacă la Liverpool, mai sunt pe la Crystal Palace, care nu este o echipă de top, restul prin Belgia, prin Brazilia. Atacantul joacă în Rusia, care nici nu mai joacă, practic. Sunt jucători care se joacă. Adică Ucraina, de exemplu, are jucători care joacă la echipe mult mai puternice decât jucătorii Columbiei. Arată Columbia că este o echipă, un grup. Bine, nu întâmplător au rezultatele pe care le au. Mă uitam, mi s-a părut Cordova mai bun decât Drăgușin aseară. Ca mai bun, pur și simplu mi s-a părut mai bun. Aseară, da. Aseară deci a fost mai bun decât amândoi. Da, mi s-a părut, exact, mi s-a părut peste fundașii noștri, care n-aș putea să spun, acum nu o să, cum să spun, o să cădem în aialaltă, domne, că au fost catastrofe sau să începem. Nu, cred că, într-adevăr, am întâlnit o echipă mult mai bună valoric. Eu, părerea mea, strict vorbind de echipa națională și ce am văzut aseară, eu nu cred că Eddie ar fi putut face mare lucru în plus. Adică eu am văzut atitudine, că se tot vorbește de atitudine. Mie mi se pare în continuare că echipa națională a României e o echipă și ăsta e punctul forte, echipa. Și ai un adversar de genul ăsta, dacă la faza primului gol Drăgușin e poate 10 cm mai în spate, o deviază cu capul și nu se mai ia golul. Pentru că e cel mai greu este apăr în situațiile alea în care mingea vine exact între fundaș și central. Poate, nu știu, la mingea aia lui Alibe când e de busola, nu o vede. Sau preluarea lui Moruțan care e prea în centru prin minutul 52. Da. Adică sunt detalii care la un meci de genul ăsta fac diferența. Florine, îl vezi pe Chiricheș să fie un comeback spectaculos? Sau nu mai e timp? Nu cred că mai e timp. Da? Nu, și nu mai dar e nu timp. Vreau să vorbești sentimental, că normal că tu ți l-ai dori. Mi-aș dori, da. Da, dar eu cred că nu va intra titular suficient de repede. Uh-huh. Pentru că să știi, mă uitam aseară, parcă mi era puțin dor de Chiricheș aseară, parcă mi-a fost dor, e adevărat, îl știm și pe Chiricheș, nici el a avut și el unele gafe foarte mari, așa, apropo, nici el nu are ritm, nici el, nu știu dacă ar fi rezistat aseară la ritmul ăsta, nu, să zicem, nu acum accidentat, dacă era normal, înțelegi așa, dar nu crezi, nu? Adică nu crezi că realism nu poate să fie o soluție pentru ritmul de la Euro, nu, Florin? Ținând cont că mai sunt 3 luni până la Euro. Eu zic că dacă el ar intra titular din weekend, uh-huh, ar avea timp. Cât mai sunt? Sunt 10, 9 etape. Sunt. Deci, în 9 meciuri, să zic că ar adică fi crezi meciuri. Că s-ar putea să vedem o minune, de exemplu, să jucăm Chiricheș și Drăgușin la Euro? Nu cred. Dar ca și valoare. Nu, dar cred că ar fi opțiune dacă joacă. Asta de acum. Ar fi opțiune să fie. Dar ca valoare ar fi opțiune să joci Drăgușin Chiricheș? Da. Pentru că celelalte variante nu sunt de nivelul lui Drăgușin. Dacă te uiți la adversarul de aseară pe care l-au avut Burcă și cu Drăgușin Cordova, ei, Drăgușin având 1,90 m, ce știm Chiricheș, dacă el juca aseară, cred că aveam și mai multe probleme la duelul aerian, pentru că Chiricheș suferă la duelul aerian. Uh-huh. Și Drăgușin și cu Burcă, care sunt jucători de 1,90 m, care sunt buni în duel, nu au reușit să câștige duelurile cu Cordova. Și la primul gol unde este greșeală de a lui Burcă la fundaș central, care nu reușește să te impui, să sari, Florin a jucat fundaș central, să sari înaintea adversarului, să câștigi tu duelul, mă gândesc cu Chiricheș puteam să avem probleme mai mari pentru că el suferă la duelul aerian. Mm-hmm. Da, dar tu, într-adevăr, adică el este un jucător pentru că l-am antrenat la echipa națională care este lider, care în momentul când este pe teren poate să-i mobilizeze pe cei din jurul lui și să-i ajute cu ceea ce face el pe teren și cu vorba pe care o spune în timpul jocului. Ar fi un bonus, un jucător în plus pentru echipa națională care ar putea să ajute. Bun.